Ioana Maria Dragne, sunt managerul Teatrului Tudor Vianu. Aceasta este o conferință de presă pe care am organizat-o pentru workshop-ul pe care va susține domnul Alexander Hauswarter aici la Giurgiun, teatrul nostru. Workshop-ul începe astăzi și se va termina pe 24 septembrie cu un fel de exercițiu, îl numește domnul Alexander Hauswarter. Eu îi tot spun spectacol, dar cred că dânsul are, bineînțeles, dreptate și, de fapt, putem să-i spunem exercițiu, ar fi mai corect. Acest exercițiu se va petrece cu public în sală, bineînțeles, și nu doar că va fi prezent acest public, dar va fi și implicat în mod direct la dezvoltarea sau evoluția acestui exercițiu despre care vă vom vorbi astăzi și pe care îl vom prezenta atunci. Pentru mine este o enormă fericire, o spun cât se poate de sincer, pentru că mi-am dorit foarte tare ca actorii noștri să lucreze din ce în ce mai mult cu oameni cu foarte multă experiență, oameni care au călătorit, au văzut, au explorat, oameni care știu, oameni care ne pot îndruma pe un drum din ce în ce mai bun. Și iată că astăzi domnul Alexander Hauswarter este aici. Vreau să vă mulțumesc. Le mulțumesc și actorilor. Îl voi lăsa pe domnul Alexander Hauswarter să se prezinte. Cred că dânsul este cel mai măsură să facă asta și să vă spună două, trei cuvinte despre, despre așteptările pe care le are de la acest workshop. Apoi îi vom ruga și pe actor să spună două, trei cuvinte despre ceea ce cred ei că se va întâmpla și despre ce sau cum cred că îi vor modifica acest workshop. Și apoi, dacă aveți întrebări și vreți să vă răspundem, cu mare drag, de asta suntem aici. Prin urmare, domnule Alexander Hauswarter, vă predau microfonul. Eu nu aud bine, dar vorbesc tare. Începem cu prezentarea. N-am de gând să o fac. E peste tot. S-au scris cărți. Chiar apare una. Așa că cine e interesat, se uită la Google și găsește toate prezentările în lume. De ce sunt aici? Într-un oraș care nu prea știu multe. Sunt aici pentru că simt o datorie în fiecare an să fac ateliere cu grupul de actori în România și în afară, care pentru o perioadă anumită poate să investigheze, să cerceteze, să se caute. Actoria este execuție și creativitate. Teatrul în România moare ca restul lumii. Moare. Vă mint mulți care spun că nu e așa, ei bine, vă spun că e așa. Singura șansă e noua generație care va încerca să facă altceva. Cu totul altceva. N-are niciun sens, de exemplu, această țară, ca un tânăr termină universitatea 3 ani, 4 ani, nu-și vede profesorul, nu știe nimic și deodată e actor. Și până la vârsta de 65 de ani nu învață. Actoria este un proces care se termină prin definirea unui individ ca actor când moare. Numai când moare. Până atunci, el caută, el cercetează, el se întreabă întrebări, el face ateliere, că ce vom face noi, va să zic că e un proces continuu de a înțelege viața și experiența umană. Cei care nu fac asta n-au dreptul să se numească actor. Un mare actor care a murit acum 2-3 ani, nu eram în țară când a murit, Rudy Roosevelt, m-am dus la cimitir și am văzut
pe piatra funerară, aici e Rudy Rosenfeld și cu litere mari, actor. Am plâns și am decis că cel care se numește actor, acel care îndrăznește să se numească actor, trebuie să facă totul zi și noapte, săptămână de săptămână, ca să justifice acel cuvânt. Ușurința în care cineva spune sunt actor mă irită și mă face să înțeleg la vârsta mea că trebuie neapărat să aducem tinerul actor la ce poate el să facă. Aici e o chestie foarte interesantă și intrigantă, este că trăim într-o perioadă în care fiecare om se specializează. Ăsta e specialist în narina stângă, ăsta e specialist în narina dreaptă și așa mai departe. Actorul e specialist în totul. El, ca omul de renesans, care la epoca respectivă putea să cultive, putea să clădească, putea să vindece și oameni și animale, ăsta e actorul. În momentul de față, ce văd este sâl plictisite, care la sfârșitul spectacolului, toată lumea e în picioare într-un obicei odios numit aplauze, în care stăm în picioare și aplaudăm după 2 ore de plictiseală teribilă. Actorul trebuie să ducă spectatorul la o gândire nouă, să dea spectatorului curajul să schimbe, să se revolte, să nu mai accepte tot ce acceptăm zi de zi în țara asta și în multe alte țări. Actorul e un profet, actorul este un luptător, dar mai ales tot, actorul e un fanatic, un fanatic care e gata să-și dea viața pentru ce se întâmplă. Vom vedea dacă oamenii ăștia sunt fanatici. În momentul de față am mulți prieteni la Teatrul Național din Kiev care sunt pe front. Și sunt pe front trăgând și vorbind Shakespeare în același timp. Așa că cred în necesitatea acestor ateliere, care sunt experiență de viață, în care actorul nu mai este limitat, sau nu mai trăiește cu sabia lui Damocles în 3 săptămâni premieră, în 2 săptămâni premieră, în care nu se învață nimic, absolut nimic. Și el va avea posibilitatea în timpul ăsta să se caute, să se cerceteze, dar în același timp să creeze. Într-adevăr, Oana, la sfârșitul atelierului vom avea un experiment, un spectacol, care sper va arăta că în 8 zile se poate face mult mai mult decât alții fac în 8 luni. De ce? Pentru că omul creează. Creativitatea omului e teribilă, deoarece noi nu facem tot ce suntem capabili de a face. Teatrul trebuie să oferă actorului său posibilități de trăire care el sau ea nu au trăit niciodată. Nu vreau să vorbesc mai mult. Faptul că nu am întâlnit acești oameni drăguți nu înseamnă că începem de la zero, începem de la experiența lor. Fiecare are o vârstă și vârsta aia arată că ei sunt un roman, o piesă, o pictură plină. Experiența fiecărui om este tot așa de importantă ca experiența unui mare romancier sau poet. Câteodată încep să vorbesc și nu mă opresc și mi-e lehamită de propria voce. Așa că mă opresc. Acum, dacă sunt întrebări,
Pot să vă spun de la început, sunt un ins care am și eu multe întrebări, dar n-am răspunsuri. Cine are răspunsuri, ori e ipocrit, ori vrea să... Dar noi nu avem răspunsuri în teatru. Fac teatru de mulți, mulți ani, în toată lumea, în toate limbile, din când în când cineva mă întreabă, ce e aia? Ce e aia? Ce faci? Ce e teatru? Și mi-am dat seama că în momentul în care voi avea un răspuns care începe cu teatrul e, trebuie să mă las de această ocupație și să mă fac tâmplar, orice altceva. Vă mulțumim frumos. Acum aș vrea să întreb actorii la ce se așteaptă ei și cum cred că vor decurge lucrurile și apoi așteptăm întrebări. O să discutăm despre întrebările pe care le puneți, pentru că, evident, probabil răspunsuri nu avem. Dacă e cineva și care trebuie să spună ceva... Da. Nu am nicio așteptare. Pur și simplu vin ca un om care vrea să vadă ce e înăuntru lui, un alt ghid de fiecare dată. De data asta am norocul să ne fie ghid domnul Hausbatter. Și singura așteptare pe care o am de la mine este să pot să fiu sinceră cu mine în povestea asta. Și să ne regăsim cumva toți nebunii care am funcționat în teatru de o lungă perioadă de timp și ne reîntâlnim acum, grație acestui workshop, să ne revedem în altă lumină. Foarte drăguț. Mă bucur. Și îți mulțumesc pentru răspuns. Și eu mulțumesc. Dacă mai e cineva care vrea să spun ceva? Nu se așteaptă nimeni la nimic, deci idem Laura, toată lumea. Cred că lucrurile vor sta altfel la finalul acestui workshop, din punctul meu de vedere. Fiecare dintre noi va evolua. Și eu personal sunt foarte curioasă încotro o să ajung după acest workshop. Și eu sunt curioasă. Cred că cu toții ne întrebăm. Dar de ce un bărbat și o femeie care se duc la un randevu, de ce nu vine unul cu microfonul și o întreabă pe ea, la ce vă așteptați la adevărul ăsta? La ce vă așteptați la adevărul? Păi dacă m-ar fi întrebat pe mine tânăr, m-aș fi lăsat de randevu ăla absolut. Nu ne așteptăm nimic decât de la viață. Să o trăim, să trăim momentul cu totalitate, restul e pentru memorie și pentru timpurile îndelungate. Bun, din ce înțeleg eu, acum să mă contraziceți dacă greșesc, domnul Hausbatter începe pe principiul hai să facem și să vorbim mai puțin. Așa că haideți să vedem ce se va întâmpla și cum vor decurge lucrurile de la sine, natural, de la viață, așa cum spune dânsul. Eu vă mulțumesc că ați venit, că ne-ați vizitat, le mulțumesc și actorilor, le mulțumesc domnului Hausbatter și sper din suflet să iasă totul bine pentru toată lumea. Și să vină duminica aia. Și să veniți la premieră, da, pe 24 premieră, septembrie. Aia. Premiera Actorul Total. Tăcere extraordinară, înseamnă că ori lumea a apreciat, ori lumea nu știe despre ce am vorbit și așa că ori una sau alta le mulțumim pentru prezență. Da. Vă apreciem foarte mult să poate să punem întrebări, da? Da, sigur, da. Mă merge în vremenem și reprezint publicația Kinzei Express. Domnule Hausbatter, după Revoluție ați venit în România pentru a vă implica în teatrul românesc? Și societatea românească. Vreau să vă rog să ne vorbiți mai mult despre acest parcurs din 89 până acum, al teatrului românesc și al societății românești. Și mai mult vreau să ne vorbiți despre cum vedeți dumneavoastră implicarea civică a românului în societatea care trăiește. Ce a întrebat ultima întrebare, că n-am auzit? Cum vedeți dumneavoastră implicarea civică a românului? Mi se pare o întrebare senzațională. Fără acea implicare nu există cultură. Fără acea implicare nu există teatru. Teatru este
singurul fenomen care mai există astăzi, în care e o relație între un grup de oameni adevărați, nu imagini, pe scenă, și un grup de oameni în sală. E, cred că religia nu mai e prea tare, sexul nu prea merge bine, nu văd altă activitate decât asta. În timpul acestei activități, un grup de actori nu interpret, nu exprimă, ei au curajul să trăiască acele lucruri pe care ei însăși nu le-au trăit și se pun în situația respectivă. Vă zic că e de o importanță radicală ca cuvântul public să nu mai însemne public, pentru că cuvântul public înseamnă un grup de oameni care fac nimic și care așteaptă, fă-mă să râd, fă-mă să plâng. Publicul modern este un public de colaborator, un public care reacționează, un public care face ceva. În spectacolele bune, de multe ori, publicul care era o premieră a lui Nabucco la Cluj, în care doamnele cu rochii extraordinare au început să cânte aria faimoasă a sclavilor, mergând cu steaguri peste tot, făcând regând. Publicul trebuie să învețe că el în teatru trebuie să acționeze. Dacă în viață el nu vrea să se revolte, dacă în viață nu vrea să meargă pe stradă, să simbe un sistem, dacă a intrat într-o sală de teatru, a intrat ca să se schimbe el, uitându-se la personaje, la acțiuni care arată schimbarea. Ca să te schimbi înseamnă o acțiune civică, că vrei să faci ceva mai bun pentru altul. Dacă nu, n-ai fost la teatru. Când m-au întrebat, nu știu, era o operă și m-au întrebat, bun, cum vreți să, ca publicul să iese din sala de operă? Răspunsul meu era, când iese în hainele lor cele mai bune, să vadă ce mizerie e pe scările acelei opere și să se oprească și să ridice o hârtie. Atunci mi-ar fi demonstrat că a înțeles opera, a înțeles piesa, a înțeles că reacția nu este îmi place. Ne place o mâncare, ne place o îmbrăcăminte, ne place nu știu ce, un miros. Nu teatru. Teatru este o identificare care intră sub porii unui individ ca să facă ceva bun. În bun societate, probabil, și civic, cum ați menționat. Acum mulți ani am întâlnit un individ la Paris. M-a recunoscut pe stradă și mi-a spus, domnul Hausfeld, acum 6 ani, la Montreal, țin-ți minte, l-am întâlnit pe Raskolnikov. La care a spus, bă băiatule, Raskolnikov e un personaj într-o piesă, a făcut o crimă și pedeapsă. Nu! L-am întâlnit pe Raskolnikov, îmi spune el. Și el mi-a spus să mă las de bancă. Toată viața am vrut să scriu, să nu mai fac la bancă, funcționar de parcă. Am luat avionul, m-am dus la Paris și scriu. Vă zic că nu știu cât piesa respectivă, dar eu fac teatru pentru acel unic individ, nu sala care aplaudă, acel unic care din cauza spectacolului își fac viața mai bună. Nu știu dacă știți, nu vă văd că e întuneric, dar dacă ridicați mâna să fie o acțiune. Acum mulți ani am făcut la Teatrul Odeon La Țigănci, care era un spectacol care a durat vreo 15 ani. În mijlocul spectacolului era o scenă de improvizație pentru public. S-a scris o carte și s-a întrebat mulți spectatori după anii respectivi. O doamnă, care atunci era foarte tânără, a spus, am venit la spectacolul respectiv
gândindu-mă că în seara aia mă voi sinucide. A văzut un spectacol de teatru. Nu a participat la improvizații. A participat după o seară, când a revenit, în improvizație și-a povestit povestea și a spus că viața merită trăită. Din cauza unui grup de actori, din cauza unei piese de teatru. Când lucrurile astea se întâmplă peste tot în lume, unde actorii merg până la extremis, nu accept un actor care nu se dedică până la sfârșit. Rămâne pentru mine cineva care drumurile noastre nu se întâlnesc. Așa că importanța efectului civic este fără nicio discuție semnificativă. Chestia cu un surd este că el aude ce vrea să audă. Așa că toată lumea e extraordinară. Spune-mi. Ce părere aveți despre tinerii din ziua de azi care nu fac actorie și care sunt din ce în ce mai indisciplinați, mai gălăgioși, nu vin la teatru și nu apreciază în mod special un act de cultură? Și cum credeți că generația nouă de actori poate influența comportamentul lor? Am zis bine? Da. În peripețiile mele prin lume, am ajuns la concluzia că singura modalitate este să forțezi acel tânăr, nu știu prin ce mijloace, să intre într-o sală de spectacol. Nu s-a întâmplat niciodată la un spectacol de-a meu, și vă spun cu mândrie, că acel tânăr pe care l-am căutat, eu îl numesc Virgin Teatral, să nu revină să vadă alte spectacole. Vă zic că orice am face pentru a duce acel tânăr de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani, de a-l forța pentru acea oră jumătate, două ore, e pedagogic, e binevenit, dar după aceea el să decidă dacă vine sau nu. Vă zic că acel mecanism automat de a face un spectacol unul după altul e o mare greșeală și e o mare slăbiciune al teatrului românesc. Pe 28 va fi premiera mea la Teatrul Național, a făcut avantpremieră de acum, dar actorii după spectacol se întâlnesc ore, două ore, discută, schimbă, fac drec. Niciun spectacol nu se termină cu sfârșitul lui. Dacă poate să ne dezvăluie din experiențele precedente, unde au mai avut loc astfel de workshop-uri, care a fost reacția publicului și dacă se numește să scrie și o carte, știu că publică poate din aceste experiențe. Unde ați mai susținut astfel de workshop-uri în țară sau în lume? Care a fost reacția publicului și dacă vreți să care scrieți public? O carte despre asta? Am înțeles. În diferite locuri. Dar vreau să-ți menționez doar un singur loc. Era în Bicaz, 30 de actori, cam 20 români, 10, în care tot lucram pe ideea actorului total. Actorii au fost pus în situații reale ale vieții, în ce cere piesa. De exemplu, un grup total goi au fost pus într-o pădure să creeze o societate, case și așa mai departe. Alt grup
pe două vapoare care n-aveau de mâncare, trebuiau să-și găsească mâncarea și așa mai departe. Asta că actorii au fost pus în situații de supraviețuire care sunt în piese. Dar în piese, actorul vine pe scenă și el habar nu are ce înseamnă să fie omul ăla. De unde să știe el? Se înseamnă să fie un chirurg și tu trebuie să tai după ce două minute înainte ai aflat că maică ta a murit. De unde să știi? Pentru că totul e intelectual, poate știu, poate... În acel workshop, ideea era de a trăi până la sfârșit. Așa că ăla era un exemplu de workshop reușit. Au fost multe workshop nereușite care erau didactice. Adică actorii se bazau pe mine să le învăț lucruri când n-am nimic de învățat. Așa că depinde. Dar pot să menționez, de exemplu, un alt workshop care era făcut la o universitate, în care ideea de bază era de a deveni un personaj și de a trăi acel personaj pe timp de două săptămâni. De a-l trăi. Nu de a spune un costum și un machiaj. De a-l trăi până la sfârșit, fără limită, fără morală, fără orice. Rezultatele acolo erau senzaționale, pentru că deodată toată lumea și-a dat seama că trăirea n-are legătură cu această oră jumate în care faci un personaj și el apare și dispare și are povestea lui. Vrei să trăiești totalitatea unei vieți. Vrei să trăiești mai mult de 4-5 incidente din viața lui. Cel mai important lucru, poate la Hamlet, este anticiparea. Cel mai important lucru într-o scenă de dragoste între un bărbat și o femeie este anticiparea, așteptarea, din momentul în care se ating. Da. Au fost multe, sunt bătrân și nu vreau să reamintesc totul, că mă îmbătrânesc și mai rău. Mulțumim mult de tot! Ok, plăcerea mea!